seara din nou. Sunt doctorul Șarpe Marcel, medic primar psihiatru și mă bucur să ne revedem. Astăzi m-am gândit să vorbim despre o afecțiune care este extrem de frecventă. Vorbesc aici despre fobiile specifice. Fobiile reprezintă frici iraționale, frici nejustificate față de anumite animale sau anumite obiecte sau de anumite situații. Aceste frici pot duce la instalarea unui atac de panică atunci când persoana se află în prezența stimulului care îi produce frica, anxietatea. Al doilea element este că această frică a pacientului apare chiar dinainte de a se întâlni cu stimulul respectiv și îl face pe pacient, pe persoană, să evite stimulul respectiv care îi provoacă frica, respectiv atacul de panică. Și această frică, fobie, trebuie să persiste pentru o perioadă de minim 6 luni, dar în marea majoritate a cazurilor debutul este în copilărie și el persistă pe toată perioada vieții dacă nu este tratat. Și desigur, foarte important, această fobie trebuie să afecteze funcționalitatea pacientului, adică să-i creeze o disfuncționalitate, un disconfort în activitățile de zi cu zi. Și aici o să vă dau un exemplu. În timp ce, să zicem, o frica de înălțimi ar putea să creeze probleme unor persoane care trebuie să lucreze, de exemplu, la înălțime, frica de înălțime, așa numită acrofobie, frica de crocodil, de exemplu, dacă o are cineva, în România, de exemplu, nu este o problemă atât de mare pentru că nu prea te întâlnești cu crocodilii prin România. Și ca urmare, această fobie, să zicem, nu necesită neapărat tratament. Deci foarte important este când ne gândim dacă trebuie sau nu să tratăm fobia, să vedem, în primul rând, cât de mult afectează viața de zi cu zi această frică irațională. Statisticile spun că între 7 și 9% dintre tineri suferă de măcar o fobie, și în Statele Unite și în Europa. Iar dintre aceștia, cam 75% au mai mult de o fobie. Până la 3 fobii au 75%. Se pare că fobiile sunt mai frecvente în rândul femeilor decât în rândul bărbaților. Cam de 2 ori mai multe femei suferă de fobii decât bărbații. Dar, așa cum bine se știe, fobia de injecții sau de intervenții de endoscopie, să zicem, sau de chestii de genul ăsta, frica aceasta este caracteristică bărbaților. Deci bărbații sunt cei care au fobie de injecții, așa numită oxifobie, în marea majoritate a cazurilor. În general, cauza fobiilor este un eveniment întâmplat în viața copilăriei, în perioada copilăriei, în media este în jurul vârstei de 10 ani. Poate să existe un trigger, un eveniment declanșator, cum ar fi, de exemplu, pentru o persoană care suferă de fobie de câini. În cazul acesta, fobia poate să fie declanșată de un atac pe care l-a suferit copilul în copilărie de a fi atacat de către un câine. Și asta îl face ca el să rămână cu frica de câini. Există alte situații, apropo de frica de medici sau de dentiști, de odontofobie. Această frică de medici și de dentiști poate să fie determinată de felul în care părinții pun problema când discută cu copilul apropo de rolul medicului sau al dentistului. De foarte multe ori mi se întâmplă în cabinet ca un pacient sau un aparținător să se prezinte cu un copil și dacă copilul este neascultător sau este mai agitat,
părintele simte nevoia să-i spună imediat, ai grijă că o să-ți facă domnul doctor injecții. Întotdeauna îi corectez pe acești, pe aceste persoane, îi corectez în sensul că le spun, nu trebuie să învățați copilul că la medic vine și asta este ca o pedeapsă. La medic se vine pentru că vrei să te faci bine. Deci medicul este un om bun și dacă aplicăm această strategie, atunci copilul nu va ajunge să aibă frică de medici, nu va ajunge să aibă frică de injecții și așa mai departe. De altfel, o doamnă doctor pediatră cunoscută în județul nostru îmi povestea că la un moment dat o pereche de tineri care era stabilită în Statele Unite ale Americii a trebuit să vină în România și unul dintre copii a fost bolnav și au venit să facă o vizită la doamna doctor. Spre surprinderea dumneai, spre diferență de copiii români, acești copii au venit foarte veseli, foarte fericiți și doamna doctor i-a întrebat pe părinți, dar de ce sunt copiii așa de veseli? Că la noi copiii sunt triști atunci când vin la doctor. Și ei au spus pentru că copiii știu că la doctor primesc bomboane, că se poartă frumos doctorul cu ei și așa mai departe. Aceasta este atitudinea pe care o aplică medicii pediatri din țările civilizate, să zicem, spun că nu se întâmplă și aici lucrul ăsta, dar este și atitudinea pe care o preiau părinții acestor copii și din acest motiv copiii nu au frică de medici, nu au frică de injecții și așa mai departe. În același timp, copilul poate să preia din fricile părinților. Dacă părintele, de exemplu, are frică de câini, da? Cianofobie, atunci, iezându-l pe părinte că se ferește de va ajunge și el, și lui să-i fie frică de câini, va ajunge să aibă și el acea fobie în tinerețe. Genetic, se pare, se transmite destul de frecvent, cam o jumătate de cazuri, frica de injecții, aceasta care este mai frecventă la bărbați. Aceasta se pare că are o componentă genetică importantă, pentru că jumătate dintre copiii, persoanelor care au fobie de injecții, au și suferă și de fobie de injecții. Deci fobiile sunt fobiile, fricile de animale, da? De exemplu arachnofobia, frica de păianjen, ofiofobia, frica de șerpi, cianofobia, v-am spus, frica de câini, mai sunt frici legate de anumite situații sau de anumite obiecte. Aichmofobia este frica de ace, de obiecte ascuțite în general. Oxifobia este frica specifică de ace. Aviofobia este frica de a merge cu avionul sau de a zbura. Claustrofobia este frica de a sta în spații închise. Nictofobia este frica de întuneric. Brontofobia este frica de fulgere și acrofobia este frica de înălțimi. Și aici vreau să menționez un lucru. În județul nostru observ că acrofobia, frica de înălțimi, este foarte, foarte frecventă. În timp ce în București, de exemplu, sau în țările civilizate, un apartament care se află la un etaj mai sus, mai superior, se vinde mai scump decât unul care se află la un etaj inferior. La noi toată lumea caută, în această zonă, toată lumea caută apartamente la un etaj cât mai inferior. Probabil că acest lucru este legat de frica de cutremure, deși se știe că aceste cutremure, dacă e să afecteze într-adevăr structura blocului, nu contează că ești la parter sau că ești la etaj. Și în același timp se știe și cutremurile ca și dezastru, să zic, ca și daune, provoacă mai puține în zona noastră decât în alte zone, cum aș fi la București. Eu am locuit la etajul 10 în două apartamente, la etajul 8 într-un apartament. Această frică, din punctul meu de vedere, este irațională. Dar poate, și ea poate să fie învinsă. Tratamentul cel mai corect, dacă nu este unul medicamentos, este tratamentul psihoterapeutic, mai exact, psihoterapia cea mai potrivită este psihoterapia cognitiv-comportamentală, care folosește tehnici comportamentale, mai exact de practic pacientul, de exemplu, dacă are frică de, de păianjen, vede împreună cu
terapeutul întâi niște poze cu niște păianjeni, mai apoi îi se arată niște filmulețe cu niște păianjeni, mai apoi se arată un păianjen într-o cutie și mai apoi se pune păianjenul în mână. Deci, treptat, pacientul învață să nu-i mai fie, pacientul învață să nu-i mai fie frică, de exemplu, de păianj. Ca și concluzie, dacă aveți fobii, astfel de fobii, care vă afectează viața de zi cu zi și va fi mult mai bine fără ele, vă recomand să apelați la specialist, la psihiatru sau la un psihoterapeut. Vă mulțumesc și vă urez o seară bună!